Câțiva cetățeni din municipiul Băicoi ne-au contactat spunându-ne că domnul primar Marius Constantin nu dorește sub nicio formă să le dea o bucată de teren așa cum prevede legea 15. Mai mult decât atât, cetățenii ne-au mai spus că acest primar fuge ca diavolul de tămâie când vine vorba de presă sau de camere de filmat, deoarece nu-i stă în caracter să se justifice în fața nimănui. Așa că ne-am dus la primărie să-l întrebăm despre hectarele date la voia întâmplării. Salut, doamnă. La secretariat. Domn primar? Ați vorbit cu domn primar? Da. Ne primește și pe noi? Da, dacă dori. Da. Vreți? Da, de ce? Dar stați așa. Așa, mi se pare foarte ciudat. Ce? Că v-ați dus să vorbiți cu domn primar, așa. Am mers pentru că aveam o problemă de acolo. Da. Am înțeles. Vreți să intrați sau nu? Nu trebuie să facem o audiență? Nu, dânsul primește pe oricine. Orică. Pe orice. Da? Dacă este aici, vă primește. Păi și nu puteți să-mi spuneți când a intrat, când și-a luat... Vorbiți cu dânsul și vă explică, nu dau eu. Da. Dar noi filmăm, mă uitați să vă întreb, avem voie să filmăm? Nu, aici nu. N-avem voie. Dacă discutați cu dânsul... Cum n-am voie dacă aia mă filmează pe mine? Uitați, doamnă, că aveți dumneavoastră camera aici, de ce n-avem voie? Ei, de ce mă filmează? Dar noi filmăm acum, am uitat să vă zic. Păi da, dar problema este că nu aveți voie să filmați aici. Păi și ce facem atunci în cazul ăsta? Și vreți să intrați filmând în biroul dânsului? Da, așa ne gândeam. Da. Dacă vreți, stau de vorbă cu el, da. Spuneți-mi, vă rog, cum facem dacă eu filmez acum și dumneavoastră mi-a spus că nu am voie să filmez? Adică, nu știu, poate să vă dau o carte de identitate să ne dați amendă? Eu aș vrea să văd, chiar aș vrea să văd motivul care treceți acolo în procesul verbal, că m-ați sancționat pentru că am filmat. Deci am voie să filmez sau nu am voie să filmez? Mie mi s-a spus că nu. Cine v-a zis? Deci nu este voie să filmați aici. Cine v-a spus așa ceva? Și mai ales în timp ce vrei să vorbiți. Păi și asta ce e? Suntem pe hol. Zona supravegheată video, uitați, domnul, se filmează și acolo. Dar v-au zis că cetățenii nu au voie să filmeze? Poftim? V-au spus că cetățenii nu au voie să filmeze? Vreți să discutați cu domnul primar? Da, da, dacă vrea. Lasă. Ce v-a zis, doamnă? Ne primește? Da. Bună ziua, domnul viceprimar. Primar, domn primar sunteți? I-a spus că filmam? Nu avem voie. Da, nu avem voie? Da, nu avem. Bun, atunci nu puteți să ne vorbiți cu noi, da? Eu vorbesc, dar nu filmați. Păi aveți ceva de ascuns. N-am nimic de ascuns, dar nu filmați. Că nu filmăm, mă, secrete. Nu aveți voie să mă filmați, stau de vorbă, cum să nu? Da. Să vă filmăm pe, să vă filmăm pe dumneavoastră, nu avem voie? Păi nu sunteți. Păi în campanie electorală nu v-ați filmat? Nu sunt în campanie electorală. Păi nu suntem, dar sunteți primar, nu? Da, mă dați afară acum, da? Nu, nu, sunt problemă. Ia uite Edilu. Domnul primar, dar faceți un abuz ce faceți. Ia uite. Ia uite. Doamne. Vai. Doamne. Întreabă-mă ce face cu gunoaiele când le strânge. Du-te tu. Domn primar, vreau să vă întrebăm și noi legat de gunoaiele astea de aici, din oraș, ce faceți cu ele? Le strânge cineva? Ați implementat? Vă trimit eu compartimentul să vă explice. Unde? Unde? Să-l deranjăm de la ce, doamne, dar? Că dânsul stătea cu capelita. Nu. Veniți după noi? Ce anume? Veniți după noi? Nu. Vreți să vin după voi? Nu. Vreți să vă servesc o cafeluță? Da, de ce sunteți așa drăguță, doamnă? Doamnă, dumneavoastră... Suntem oameni, de ce să nu fie?
Dumneavoastră știți dumneavoastră ceva, dar vă ascundeți. Acum mi-am adus aminte că vă știu de undeva. A, v-ați amintit că nu știți. Eu cred că v-ați dat seama din prima de cum am intrat, că nu știți de undeva. Eu? Și nici așa, domn primar, tot nu vrea... Am recunoscut-o apoi pe dânsă. Dar domn primar, tot nu vrea să ne primească? Domnul primar... Eu v-am spus că nu se filmează pe birou. Știu, dar dacă dumneavoastră ne știți, știți foarte bine că în momentul în care nu găsim înțelegere cu primarul să discutăm cu el, lucruri de interes public, toată lumea. Știu, dar cetățenii ne-au spus altceva. Nu, cetățenii ne-au spus altceva, că nici nu vorbesc cu ei. Dar, noi știți că noi obișnuim să facem... Să știți că nu este adevărat. Da. Deci, noi vedem. Primar, concluziile le trag eu și când am vrut să vorbesc cu dânsul lucruri de interes public, mi-a poftit afară. Deci, la fel cum face cu noi, când știe că avem camerele pornite, la că fel ce, face și e, cu cetățenii. Ceva, are ceva de ascuns? Domn primar nu are absolut nimic. Dar domnul vice... cu toată lumea care da. Și de ce nu? Să iasă, nu poate să vină afară. De ce nu vine afară să vorbim? Dar domnul vice primar îl găsim? Nu este dânsul. Nu este. Are niște gunoi pe aici, adică, nu știu, poliția, cât se angajați să aveți la poliția? Foarte puțin. 10? În jur de 14. Adică nu e, credeți-mă că ce vă întreb, știți cum e, dacă întrebam câte amantare dumnealui, atunci ziceam că, nu, ca idee, nu, am înțeles, tocmai asta încercam să spun, că nu pun întrebări deplasate sau nu pun întrebări, pun doar întrebări de informații de interes public. De aceea v-am întrebat numărul polițiștilor locali, pentru că sunteți plătiți din banii noștri a cetățenilor. Nu? Ba da, mi-a spus, asta v-am întrebat, că nu era un secret. De aceea, nici faptul că este primar de 20 de ani nu este un secret. Înțelegeți? Și că terenul, ca să ne-au scris cetățenii, că terenurile alea pe legea 15, că ar trebui să le dea, ci că nu mai are, ci că a vândut tot domn primar, așa spun cetățenii, ci că a vândut la neamuri, le-a dat. Și acum când vine cetățeanul să un băiat de 35 de ani, 30 de ani care se încadrează la legea 15 și vrea și el pământ aici să-și facă casă, că ne-au scris oamenii, ci că nu mai are. De ce? Păi ci că a furat primarul tot. Eu vă spun ce ne spun cetățenii. Ori domnul primar măcar să ne spună, domnule, nu mai am terenuri, mai le dau și lor, nu le mai dau, le-am furat eu pe toate. Să ne spună cât a făcut, cât n-a făcut, cât a furat, cât n-a furat. Adică, tot să poată să spună orice, da? Dacă nici nu vrea să vorbească cu cetățenii, mi se pare... Tragem noi singuri concluziile, dacă el nu vrea să vorbească. Da. Păi ce să... Nu, trag concluziile din ceea ce văd. Adică eu vin și te întreb... Și tu îmi zici mie că dacă filmăm nu, păi nu se poate. Înseamnă că ai ceva de ascuns. La noi toți primarii... A vrut să stea de vorbă cu dumneavoastră. Cu camerele oprite. Nu există. Ce să facem? Ce să facem, doamnă? Ne-am săturat de secretele astea. Suntem conduși în țara asta de toți care toți se ascund de camere. De ce să se ascundă de camere? Hai să fim transparenți, să vadă oamenii. Nu ne ascundem. Oricum nu plecăm până nu vorbește domnul primar, aici stau. ...75? Da. Uite. Are și legea 75. Du-te și spune-i la prima. Când steagurile sunt arborate necorespunzător. Da. Legea 75. Te-am spus că ne știe. Din prima ne-a știut. Cine? Polițista. Da. Era prea drăguță doamna polițistă ca să ne cunoască. O să stăm să vedem când pleacă domnul primar de la muncă, îl însoțim dacă e nevoie. Vedem și noi ce casă și-a făcut în ultimii ani. Haideți, domn primar, două, trei întrebări și plecăm, nu stăm. Dacă opriți filmarea... Dar nu aveți, domnule, că nu e un secret. Ce nu vă trebuie? Vrem să vă întrebăm. Telefonul și stau de vorbă. Dar de ce? Nu aveți voie să mă filmați fără acordul meu. A, fără acordul dumneavoastră. Uitați, domnul primar, uitați. Nu avem voie să-l filmăm fără acordul lui. Dar în campania electorală aveam voie fără acordul lui? Ia întreabă-mă, întreabă-l tu. Campania electorală, ce făceam? Domnul primar, dar în campania electorală se putea filma fără acordul dumitale? Dar nu este nicio campanie electorală. Păi nu este, dar... Păi doar în campania electorală vă... acceptați să fiți filmat? După ce oamenii pun ștampila pe dumitale, te închizi în birou, domnul primar? Treabă-l. Ce-a făcut terenul alea? Că nu mai au teren, mai de la cetățeni terenuri. Stăm să vorbim, uite așa, prin ușă, să țipăm. Domnul primar, terenurile din Băicoi, pe legea 15? Ce-ați făcut cu ele? Nu vorbește, nu vezi? Le-a dat la neamuri, pe toate?
Păi nu, dar dacă nu vorbește, atunci eu ca și cetățean pot să-mi trag singură concluziile. Da. Ia uitați, doamna drăguță, ce-ați făcut, doamna? Ia povestiți-ne. Nu, sunt astea. Sunt salariile? Știu, știu. Da. Ia uitați, și mi le-ați dat. Mulțumim frumos. Bravo, domn, bravo. Le puneți bravo. La vizier, că acolo trebuie să... Da. Bravo, doamna. Așa, mulțumim. Dacă ați adus salariile, minunat. Mulțumim frumos. Dar cum aveți nevoie de ceva? Ce salariu are primarul? Acum vreau să mă uit. Dacă vreți. Da, mulțumim frumos, doamna. 2080. Uite aici, primar, sus, 2080, salariu de bază, 1, 2, 124 de milioane. Da. 124 de milioane are. Ah, asta se dilină și 124 de milioane salariu primarului. Și atunci de ce se ascunde? Se baricadează așa în birou. Domnul primar, nu scăpați de noi, că noi aici stăm până la sfârșitul programului. Și toți vă filmăm. Vreau să vorbească, dar fără camere. Păi de ce să vorbești fără camere? Fără camere, de obicei, vorbești când ai ceva de ascuns și ți este frică să nu ți se pună o întrebare și tu să răspunzi prost. Că dacă ai fi transparent... Ai pofti cu tot cu camere, că doar n-ai nimic de ascuns și nu ți-e frică de nicio întrebare, nu? E, da, când lipsesc terenurile alea și cetățenii când vin să zică, domne, vreau și eu un teren și el zice, păi nu mai am. Că le-am furat eu pe toate. Dacă îi punem noi întrebarea asta, ce răspunde domnul primar cu camerele pornite? Nu, nu merge, normal că nu merge. De-aia a ajuns țara asta în halul ăsta și noi ne-am săturat de oamenii ăștia. Același lucru fac și trădătorii ăștia din Parlament. N-aveți voie cu live-uri, n-aveți voie cu live-uri. Păi de ce? Să nu vadă românul ce faceți voi pe acolo, ce votați voi pe acolo? Lasă, domne, să vadă românul că de-aia plătește taxe, că e bun românul să plătească taxe, impozite, e bun să muncească pentru statul ăsta, dar noi cetățenii nu știm nimic ce se întâmplă după ușile astea. În campania electorală știm despre toată lumea, de toate. După campanie, după ce ies voturile, se închid aici, după ușă. Unde au acolo scaunelul ăla călduț? Nu mai dai de ei. Cine e aici? A, dumneavoastră, domn primar, de ce ați furat pământurile alea? Că așa zic oamenii că le-ați furat. Nu împing, domnule, dumneavoastră, împingi. I-a prins piciorul. S-a prins piciorul. Primarul era în spatele ușii, ca să-ți închipui, ținea, uite-l în spatele ușii, mă, pe primar. E, uite, acum atrag concluziile, doamnă dragă. Primarul uite, ăsta... Uite de ce. Primarul ăsta... Bună ziua. Are ceva de ascuns. Sunt Romana. Bună ziua. Ia spuneți. Păi stai, că ce treabă ai tu cu el? Ah, ce scuze. Am înțeles că e problema aici. Ah, păi nu știu ce cine. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Ia vedeți. Cine cred că sunt pe aici, pe hol, ceva oameni, nu știu. Ia vedeți. Păi habar nu am. Vedeți, domnule, ce s-a întâmplat? Cine v-a chemat? Păi cine v-a chemat? Că noi nu știm. Cine v-a chemat? Ia vedeți. Ia, lasă. De noi? Ah, păi dacă e de noi, vă zic eu. Ne rugăm de domnul primar să ne primească, să vorbim și noi cu dânsul și azi că vorbește cu noi doar dacă oprim filmările, căci că n-avem voie să filmăm. Avem voie să filmăm? În birouri știu că nu. În birouri? Da. Nu, la dumneavoastră, la poliție, da? Nu, la... că e poliția locală. Poliția națională, da. Copiați haina poliției naționale? Da. Și nu-i corect. Nu-i corect, nu? Că duce lumea în eroare cu... Nu, eu am crezut că e poliția națională. Da, cer scuze. Cu circulația. La poliția națională n-am voie să filmez. Domnul polițist, dacă tot ați venit, haideți să vă întreb ceva. Sunt foarte multe gunoaie pe aici, pe la dumneavoastră, prin Băicoi, prin lateral și pe stânga și pe dreapta. Aveți cumva legea 155 în atribuție? Da, bineînțeles. Da? Și aveți cumva idee ce spune articolul 2? Ce spune? Gunoaie, de acolo venim. Nu, articolul 2, domne. Gunoaiele nu sunt la articolul 2. Articolul 2.
probleme, nu știu, pe din afară. Nu știți pe din afară. Bine, domn polițist, nu e asta problema, că noi nu ducem o luptă cu dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră, conform legii 153, articolul 33, adică nu 155, ci 153, a plecat domn polițist. Ne-a mai rămas un domn. Domn polițist, a fost chemat aici. Cine v-a chemat? Noi am fost... Da. Am înțeles că vreți să intrați pe birou, să filmați. Nu aveți... Așa v-au zis? Unde? Ia spuneți dumneavoastră, unde sunt datele cu caracter personal? Pe hârtiile de pe birou. Nu, ascultați-mă. Unde e Poliția Națională? Poliția, poliția, poliție. De ce nu-i chemați, domnule? Și de ce? Dumneavoastră, vă explic imediat, dumneavoastră puteți să faceți șefeleuri? Puteți sau nu? Nu. Cine poate? Cine poate să facă CFL-urile? Poliția Națională. E, tocmai în ideea asta spuneam că Poliția Națională este cea mai măsură să spună dacă este voie filmare sau nu. De ce vă spun asta? Pentru că la ei este reglementată de HG585 articolul 105, care spune că n-ai voie cu camerele de filmat în spațiile, în zonele administrative, specifică certificate clasă 1, clasă 2, certificatele ORNIS, da? Dosare? S-a întors înapoi, domnul polițist. Acolo spune mai multe detalii. Dacă la domnul aici nu era voie să, să filmăm, ar fi scris aici primar, Marius Ioan, zona administrativă nu se filmează. Conform legii, domnule, HG585, articolul 105, ar fi scris acolo. Dar ce se întâmplă? Nu scrie pentru că nici măcar nu li se dă voie să-și facă zone administrative așa cum îi taie pe cap. Orice afiș pus cu interzis filmatul sau prosidația sunt abuzive dacă nu sunt întărite de o lege. Asta încercam să vă spun. Deci nu poate să ne spună că nu avem voie. Avem voie, dar sunt doar anumite cadre legale unde, într-adevăr, nu putem să filmăm. Eu vi le spun care sunt. Dar dumneavoastră trebuia să le semnalizați. Să le semnalizați. Doamne, nu există așa ceva. Doamne. Bun. Ia stai puțin, Maria. Ok, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu filmez în birou acum. Vreau să știu și eu ca, pe ce lege mă sancționați, că acolo trebuie să scrieți. Acum am întrebat pe mine pe ce lege. Păi nu să știți, doamnă, că nu există lege care să-mi interzică. Eu de ce vă spun? Că aici vreau să vă aduc. Nu există lege. Dumneavoastră să mai dați amenzi pe hotărârile Consiliului Local, da? Pe HL-uri. Nu, înțeles. Și dumneavoastră pe ce lege? Nu, păi, doamnă, ce nu interzice înseamnă că îmi permite. Atenție. Adică în momentul în care mă filmați, da. Deci pe YouTube, da. Nu, știți, da, ia stai, știți, ia stai, Maria, stați puțin, dar știți legea, doamnă polițistă, dar știți care este legea care reglementează ca să vă ajut eu? Dacă știți, cine spune la GDPR, care este legea? Haideți că vă spun și notați-o, este UE 6, 7, 9. Da, o învățați și pe aceea vedeți. Auziți? Nu aveți dreptul. Dar nu v-ați asumat. Dar nu, răspundere. Dar nu vă trage. Să mă întrebați pe mine, doamne, care e legea putare sau care e legea putare? Păi nu sunteți în sprijinul nostru. Ba da, sunt în sprijinul dumneavoastră. O să vorbesc și eu că faceți monolog acum și nu mai facem dialog și atunci nu e prea bine. Păi da, vă place, vă place. Da, când trebuie să vorbesc eu. Păi ascultați-mă. Ascultați-mă, vă rog frumos, că asta încerc să fac și cu domnul preemar și domnul preemar nu dorește. Când v-ați angajat ca și polițistă, v-ați asumat. Deci sunteți, corect. Sunteți un funcționar public, corect. Și sunteți și... Plătiți din banii cetățenilor. Banii cetățenilor. Deci, și aveți de-a face cu publicul, doamnă. Publicul, înțelegeți? Deci sunteți persoană publică. Puteți să vă angajați, publicul. Eu vă spun unde. Puteți, în birouri, dacă... unde da. Nu aveați treabă, dar nu aici, în primărie. În birouri, la un SRL. Nu aveați treabă cu domnul publicul, să lucrați de acasă. Ca să... că nu știu ce treabă mai aveți pe aici, dacă aveți treabă cu noi. Noi nu o să plecăm de aici până nu vorbim cu domnul primar. Cu camerele pornite, bineînțeles, că nu putem să oprim. Dacă da, permite, da, nu, păi noi stăm și așteptăm, puteți să stați cu noi, că noi aici auziți, stăm. Da, haideți, că, uite, eu vă dau soluția cum să facem, pentru că nu găsim înțelegere. Eu zic că cea mai bună variantă ar fi, da, v-au dotat, primarul ăsta, domn primar, v-a dotat cu camere bodycam? Nu. Nu v-a dotat, nu? Dată nu. Nu, ok. Vroiam să facem așa, în felul următor. Vorbește domnul polițist. Ce mai vorbesc eu, frate? Uite, vorbeam cu domnul polițist s-a întrebat de Raluca. Unde era Luca? Știți, doamne, unde era Luca? I-a spus domnului polițist unde era Luca, domn polițist. A zis că vă spun, eu nu duc o luptă nici cu dumneavoastră, nici cu dumnealui, nici cu... Exact, exact. Poliția este un sprijin pentru noi cetățenii. Și tocmai mă gândeam așa, aveam eu o idee, să mergem să vă arăt niște gunoaie. De acolo venim noi. Stați puțin să vă spun. Să facem un proces verbal, să chemați garda de mediu, că aveți incompetență. Și să acționăm pe primarul ăsta cu 700 de milioane. Ce ziceți? E o idee bună?
Că nu-i greu. 700 de milioane. Ce la primar să dea 700 de milioane? Îți dai seama, la câte pământuri are, că de-aia nici nu vorbește cu noi, să vedem ce se întâmplă cu pământurile alea. Pământul pe legea 15, ce le-a furat dumneavoastră pe toate. Vin tineri să ceară pământuri pe legea 15 și nu mai există. Nu mai sunt pământurile. Ce le-a furat pe toate? Dom'le, dar hai să-i dăm momentul primarului. Dom'le, nu există, nu chiar vorbește doamna polițistă. Iară vorbiți. Doamna polițistă. De ce vrem să vorbim cu domnul primar? Unde sunt pământurile? Așa ne-a spus cetățenii, doamnă, poate ne-au mințit. Dar dumnealui în cel mai măsură să ne răspundă. Dacă nu ne răspunde și stă închis acolo, e clar că înseamnă că cetățeanul are dreptate. Să vorbească cu dumneavoastră. Să ce? Cum? Dar fără acele camere. Deci clar, ai ceva de ascuns ceva dacă de vrei să oprim camerele. A plecat doamna polițistă. Ne învârtim într-un polițist. Cerc. Ce să vă zic? Deci noi vrem să mergem să dăm sancțiune primarului, să-i dăm 700 de milioane amendă, să-i chemăm garda de mediu păi pentru bunoaie. Poliția locală nu poate, că este ba, în subordine. Păi poate, nu vrea, e altceva. Nu vrea, că e în subordinea primarului. Dar ei pot să vină cu noi. Au în competență. Au în competență, bineînțeles. Aveți, domnul polițist, n-aveți mediu în competență? Cum ai ele? Păi da. Și asta ziceam, facem un raport scris frumos, în care spuneți, am consemnat că pe suprafață de 2 km se află, sau 1 km cât e acolo, că nu mai știu. Am găsit foarte multe deșeuri. Sticlă, peturi, hârtie, carton, tot ce este acolo. Și deșeuri. Ars. Și ars, că s-a dat și foc. Așa. Am găsit foc. Hai să chemăm Poliția Națională, Criminalistica, pe UG 38. Hai să întocmim procesul verbal, chemăm Garda de Mediu și să sancționeze pe domnul Vătaf, pe domnul primar. Să sancționeze pe domnul primar cu 700 de milioane, domne. Ce am cerut așa greu? 700 de milioane e puțin pentru dânsul. Vreți să mergem? Haideți, domnul polițist, să vă arătăm gunoaiele. Vreți? Mergem, da? Tot am. Acolo venim. Da, mai mergem o dată acolo. La ce zonă ați fost? Acolo de unde veniți dumneavoastră, am fost noi. Păi nu știți unde am fost noi. Nu, păi dumneavoastră știți. Ne-am duceți și pe noi? Că, am fost noi? Păi poate zona aia nu știm. Să o vedem și noi pe aia. Ne-o arătați? Aia o ține secret. Poate o fi mai multe zone. Poate o fi mai multe decât am văzut noi. Zone, da. Sunt multe zone, dar în zona aia de care veniți dumneavoastră, vreți să ne duceți și pe noi tot acolo? Să vedeți zona aia. Da, și să vi le și arătăm. Dom'le, dar dacă ați fost acolo în zonă, ați venit cu un proces verbal de acolo, ca să-i chemați vătafului Garda de Mediu? Care vătaf? Primarului, pardon. Domnului primar, să-i chemați Garda de Mediu? Dacă tot v-ați dus și ați văzut gunoaiele, că ați spus că de acolo veniți. Ați întocmit un proces verbal în care să sancționați pe angajatorul dumneavoastră. De fapt, nu e angajator, e domn primar. Dar știu că așa se întâmplă, să de el ține toată treaba. De aceea... Adică noi nu ducem, domn polițist, haideți să vă spun, noi nu ducem o luptă cu poliția, noi nu ducem o luptă cu domnul primar, nu ducem, da, să existe transparență, domne, că de-aia s-a inventat legea asta 544. După ușa ascuns când intrăm, ia vedem, mai stă după ușă domnul primar? O treabă de pământurile alea, de pe legea 15. Păi ia uite-l cum stă după ușă. Vezi că îți prinde piciorul. Uite-l cum prinde piciorul. Așa faci, uite, așa faci, îți prinde piciorul. Nu cu camera? De ce? De ce n-am voie cu camera? Domnul polițist, păi tocmai ce ți-am explicat, că doar la secția de poliție poți să-mi faci așa ceva. Și nu la dumitale, la poliție, la Poliția Națională. Uite-l cum stă primarul după ușa ascuns. Mai ceva ca Iohannis. Domnul primar, există o... Nu există. Nu, domnul primar, nu, că știu ce vreți să zici, audiență. Audiență, nu, da. Nu există. Domnul primar, când și-a asumat... Nu există. Domnul primar, când și-a asumat că va fi edil pentru orașul ăsta... El este edil tot timpul, n-are audiență. Și noaptea și ziua e în sprijinul cetățeanului. Păi nu există, n-are audiență, că nu Iohannis. Nu, mai Iohannis. Bă, v-ați obișnuit toți ca Iohannis. Numai ăla are audiență. Dacă vreți să mergi la o Iohannis, mai întâi intri într-o audiență, te verifică, te... Aici e un simplu edil. Și acum dumneavoastră vă ziți primarul de cetățean. Adică n-ar trebui să poți păziți... Eu nu știu, știi de ce cred că se ascunde domnul primar? Oare au mai venit aici cetățeni revoltați la el să-i protesteze? Ne-au scris, dacă nu sunt primiți. Dar bine, oamenii au scris mai mult pe legea 15, de-aia venisem noi aici. Nu domnul primar, vă vedeți după geam! N-are mă treabă, omul, mă lasă. Cum e să te ascunzi, domnul primar, de cetățeni? Domn polițist, cine v-a chemat aici? Cine v-a chemat? Nu făcea față, eram doi, poate își luau și bătaie, doamna. Ce zicea, bă, mă bată ăștia, nu? Domnul polițist, dar legea aia 155... De-aia vedem că domnul primar trebuie să meargă pe teren. Pe care o aveți în atribuție. Domnule, așa spune că trebuie să păziți pe domn primar, domn polițist? Dar ce păziți, domnule? Băi, uitați-vă că n-avem, am aici o lavalieră la spate, și n-am pistol, n-am nimic, domnule, n-am cuțit, controlează-mă să vezi că n-are omul de ce să se ferească. Adică e frică că batem cu telefoanele? Cum să creadă că îi dau cu telefonul în cap? Aduc camera mare de la mașină, că aia, ziceam că e frică de ea, că e mai mare. Dau un telefon, domnule. Aia, domn polițist, nu se poate. Domn polițist,
Domnul primar, stăm aici până la două, când plecați dumneavoastră acasă, că vrem să mergem la viluța dumneavoastră. Ce a făcut? Că, domne, au zis că are cea mai frumoasă vilă, domne, de aici, primarul. Cum, domne? De unde a avut, domne, atâția bani să-ți facă vila aia mare, domne? Adică și atâtea... Dar stai să vedem asta care o construiește, că am înțeles că își mai construiește o casă, pe un nou pământ. Da? Pe un pământ pe aici. Păi pământul ăla care a avut, nu l-a dat la cetățen pe legea 15 și l-a luat el. Cred că da, da. Domnul polițist, acum m-a pus, v-a spus... Dar eu sunt curioasă, voi o să stați aici toată ziua, că nu de alta, dar atâtea probleme sunt în orașul ăsta și voi stați să ne păziți pe noi doi într-o primărie? Uite, doamne, care camera acolo, dacă facem ceva, ne găsești după cameră. Uite, spun numele meu, Saiu Marian, Șandor Maria. Ai toate datele noastre. Lasă-ne, adică domnule, să stați așa. Uite, Marco, să nu și uite, da, nu uite, așa. Păi eu ce ți-am zis? Se ascunde domnul primar. Domnul primar! Bem o cafea împreună, că am bătut mulți kilometri să vin la dumitale. Nu, la... Uite cum faci? Nu? Nu. Nu, bine. Nu, nu bem. Nu bem. Bine, și mai este pandemia asta aici, că văd că aveți dezinfectante pe aici. Mai aveți încă pandemie, nu? Masca, masca. Domnul primar! Ce faceți, domnul primar? Nu trebuie să faceți niște acte, ceva la birou, stați aici, toată ziua o să stați în ușă, domnul primar. Lasă-mă în pace, mă, băi, Marie, lasă, gata, dacă nu vrea. A, el așa a înțeles să discute, înțelegi? Omul, după ce și-a luat voturile în campanie electorală... Da, 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 se ascunde după ușă. A stat, a pupat mâine, cred că pe aici, pe la toți cetățenii și le-a spus, domne, votați-mă, votați-mă. Și când cetățeanul vine să întrebe primar de 20 de ani și vine și întreabă cetățeanul, domnul primar, avem și noi o problemă, dați-ne și nouă un răspuns la legea, la aia, la aia, la aia. Deci nu vorbesc fără camere. Nu vorbesc cu camerele pornite. Da, nu vorbesc cu camerele pornite. Uite-l, stă în ușă. Și poliția îl păzește. Loc, poliția uite, locală. Uite, în ușă stă, mă, primarul, în ușă. Păi în ușă stă, da. Da, să mă, ia. Păi nu, n-aveți voie să mă opriți, îmi încălcați dreptul. Cum? Nici în geam nu au voie. Păi și în ușă să bat. Păi poți să bat. Domnul primar! Băi, își pierde omul locul de muncă, nu înțelegi că dă primarul afară. Doamne, deci eu merg peste tot în țară, dar ce văd aici? Doamne, dar bătaie vă dă primarul? Vă mai bate din când în când? Vă ceartă. Vă ceartă? Ce se întâmplă? Vă urichează? Dar ce s-a întâmplat cu polițistul ăla care a fost dat afară? Da, nu știu. Chiar da. Domnul primar! Am mai vrea să vorbim cu dumneavoastră legat de un polițist care am înțeles că a fost dat afară de dumneavoastră. Nu l-a păzit de-aia. Nu v-a păzit acel polițist, domn primar? Păi de ce că nu se zgârie? Stai, mă, dar... Amendați-mă că bat în geam, ce-mi faceți? De ce? De faptul că domnul preemar nu vorbește cu cetățenii? Dar de ce nu vrea domnul să vorbească? Ce are de ascuns? Nu știu. Și dumneavoastră îl păziți. De ce îl păziți? Care este motivul pentru care dumneavoastră îl păziți pe domnul primar? Că nu Iohannis. Eu un primar de oraș. E tare amuzant. Vorbesc la modul ce... Domnul primar! Vă păziți... Uite, s-a încuiat. A încuiat ușa? Ia vedeți, domnul polițist, a încuiat ușa? Apăsați pe clanță doar să vedeți. Deci aici e... Fii atent, ascultă-mă ce spune eu, Maria, care se întâmplă. Băi, spun sincer, vom pleca de aici și îi spun de ce. Din respect pentru cei doi domn polițiști, de pentru ei plec, nu de altceva, pentru că mă uit la ei că sunt neputincioși și în momentul de față sunt puși la mijloc. Ar vrea să ne lase să intrăm dacă ar fi după ei, dar nu poate ghide primarul afară, înțelegi? Nu are rost să mai mergem pe primăria asta, Maria, chiar nu mai are rost. Sper să nu te mai încui în birou, domnul primar. Maria, că gata, ești plătit să... din banii noștri. Lasă, Maria. Nu, trebuie să plecăm și spun de ce. Nu, n-am niciun fel de respect față de primar. Mi-e milă de cei doi oameni, pentru că ei sunt acum puși la mijloc. Înțelegi? Adică oamenii n-au cum să plece, n-au cum să nici să negunească pe noi, nici nu poate să ne lasă să intrăm. Eu am înțeles. Adică și-ar pierde joburile dacă ar face mai mult de atât, știi? Nici nu sunt agresivi și asta îmi place la ei, că nu au făcut cum s-a întâmplat la alte primării să pună mâna, să tragă, să dea afară. Asta e un lucru minunat. Domnul polițist, acum pentru că legea 155, legea dumneavoastră spune că trebuie să vă legitimați când aveți contact cu un cetățean, doar sunt curios să-mi spuneți numele. Nu cer să vă legitimați. Numele meu e Șandor Maria. Stai puțin, cum? Domnul Bogdan și dumneavoastră? Domnul Constantin. Cu tot respectul meu, nu vă mai țin. Da. Domnul Bogdan, gata, Maria, lasă-i. Oameni buni, să înțelegeți, am o problemă și eu uneori cu poliția locală, dar acești doi oameni, chiar din punctul meu de vedere, s-au comportat foarte civilizat. Adică mi-a plăcut, știți bine, pe unde ne ducem prin primării, ce fel de polițiști local găsim. Mi-a plăcut de ei. Hai, Marie, hai să nu mai stăm. Uite, aici e geamul lui. Yeah. Aici e geamul lui. Bate la geam. Domn primar! Domn primar!
cum să se ascundă, deci este incredibil. Eu n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Primarul să stea ascuns după ușă la el în birou și să sune poliția locală și să zică: băi, vino și stați aici la mine la ușă, că nu pleacă nebunii ăștia. S-a și încuiat. Doamne, păziți-mă, măi primare, mă, dar cine ești, mă? Tu ți-e frică de cetățeni, mă? Păi, tu nu ești edilul lor, nu trebuie să reprezinți acești cetățeni din oraș. Te ascunzi de ei, îți e frică să vorbești cu cetățenii? Of, 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 primare.